seara ai venit la un film în care personajul principal este, după cum vezi, un erou. Un erou cam stângaci, că e o comedie. Ai venit cu copilașii de la școala ta de sport. Povestește-ne un pic despre ei. Da, așa este. Ieșirile astea fac parte din calendarul nostru extracurricular la FC Nana Juniors și e un film pentru copii și e un moment potrivit ca ei să vină, să petrecem timp împreună, echipa să se lege și da, să e parte din programul nostru, din dezvoltarea lor. Te faci un lucru frumos, înseamnă că iubești foarte mult copiii. Da, îmi plac copiii și face parte, asta e meseria mea. Și acum ei sunt foarte fericiți că vin la film. E unul dintre filmele pe care ei le așteaptă de mult timp. Am fost și la Avatar împreună, am fost la mai multe filme, la Top Gun, așa că seria continuă cu Shazam în seara asta. Voiam să te întreb, am văzut pe conturile tale sociale că te ții zdravă de sport. Adică mănânci sport pe pâine. Cum reziști totuși? Cum reziști tău organismul? Zi de zi aproape, că ai zis acolo că e luni, marți, miercuri, duminică, tragi de tine și mergi la sală. Nu știu cum rezist organismul, pentru că nu m-am făcut eu. Asta e genetic. De la mama, de la tata, de la Dumnezeu. Dar pentru mine sportul e un mod de a trăi, e un mod de viață. E, face parte din rutina zilnică, precum spălatul pe față, spălatul pe dinți și așa mai departe. Și prin sport, practic, îmi reglez nu doar partea fizică, dar și mental mă reglez. Acolo în sală, antrenamentul pentru mine e și o formă de meditație. Da? Și, e o necesitate. Dar arăți bine, să fii serios. Da, mulțumesc, știu că arăt bine. Luate la pachet, arăt și bine, te simți și bine. Ce voiam să te întreb? Marina Voica, solista, la 86 de ani face 100 de genuflexiuni. Tu cât te poți să faci la 47-48 cât ai? Sunt bine, pot să fac, sunt bine. Eu le fac cu 100 de kilograme în spate, e o diferență. Dar faci tot cam 100, ajungi? Nu prea ajungi cu greutatea aia în spate. Închipuiesc, dacă ea face 100 de genuflexiuni, zice-mă, că eu trebuie să fac mult mai mult. Da. Fratele tău colaborezi și el la lumea sportului? Da, colaborez cu Nomi, are un fratele meu Geamăn, are un program extracurricular multisport junior și ne intersectăm de multe ori. El trimite copii la noi la fotbal și împreună de anul ăsta începem să organizăm tabere și, colaborăm foarte bine. Sunteți identici, adică eu dacă v-aș vedea unul lângă altul nu prea pot să vă diferențiez, dar acum a fost cu fetele. În anii tinereții, adolescenții, ați mai făcut schimb de locuri la întâlniri? Cu fetele ne-am pus niște boundaries, niște limite. Așa, deci n-am avut chestii de-astea între frați. N-ați făcut glume de-astea cu fetele? Nu, n-am avut glume de asta, ne-am pus niște limite acolo. Și în alte situații, da, la școală sau știu, dar cu fetele nu. Și cu o întrebare, în ce stadiu se află fotbalul românesc? Cred că te-ai uitat la campionatele mondiale, un Messi, un Ronaldo, un noi cam la ce nivel? Uite, fotbalul nostru e în urcare, e într-un moment, e destul de jos, dar e în urcare, pentru că se clădește foarte mult la bază. Și e ca și cum construiești o casă și noi acum mai construim fundația. E, normal că nu se văd geamurile, nu se vede acoperișul, bucătăria nu e pusă, mobilierul nu e pus, pentru că se lucrează mult la bază, la fundație. Noi suntem într-un moment în care în fotbalul nostru se lucrează la fundație, dar am încredere că cei care conduc fotbalul vor reuși să construiască, să obțină și rezultate. Pentru că publicul își dorește multe rezultate, adică dorește să vadă casa frumoasă, că funcționează aerul condiționat, ca să continui paralela, eu știu că bucătăria și toate sistemele în casă funcționează. Ei, am încredere că Răzvan Burleanu și actuala conducere vor reuși să facă treaba asta. Îmi place că ești optimist. Îți doresc vizionare plăcută cu copilașii tăi în seara asta și succes! Mulțumesc și vouă, succes cu impactul!